Slavă Domnului! Fain că am avut ocazia să împlinim în dimineața aceasta câțiva stâlpi din biserica noastră. Ați văzut că ne-am întâlnit la părtășie, apoi ne-am închinat Domnului, l-am adorat pe Iisus Hristos, apoi ne-am rugat și am vrea dimineața aceasta să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem câteva lucruri pe care Dumnezeu mi le-a pus, cred mie, pe inimă și aș vrea să vi le împărtășesc și dumneavoastră în dimineața aceasta. Mi-aduc aminte când eram poate pe la 14-15 ani, în România a ajuns un joc numit, poate mulți dintre voi îl știți, Monopoly. Știți cum e, dacă noi în România nu avem atât de mulți bani, la Monopoly poți să ai oricât, poți să ai și proprietăți, nu doar case, chiar și vile, și chiar era ceva fascinant. Și nu e așa că pe fiecare dintre noi ne-a prins un astfel de joc. Poate că n-a fost Monopoly, poate că a fost Carcassonne, poate că a fost Risk, Dixit, știți jocurile astea? Poate că v-au prins cu orele în șir, pentru că sunt captivante, sunt jocuri foarte faine. Însă, v-ați întrebat vreodată ce au aceste jocuri în comun? Ce ne face să ne placă să le jucăm? Nu e așa că atunci când te așezi la un astfel de joc și vrei să joci pentru prima oară, pui o întrebare, măi, care e misiunea jocului? Ce trebuie să realizezi? Care sunt lucrurile pe care ar trebui să le fac în acest joc? De ce? Pentru că știm că dacă împlinim bine misiunea jocului, câștigăm. Și asta vrem. Fiecare dintre noi. Vreau să ne simțim așa bine când vin prietenii pe la noi și ne așezăm la un Catan. N-am amintit Catan. Soția mea le spune celorlalți, mă, voi știți care e regula aici la noi în casă? Dacă jucați la noi acasă, eu trebuie să câștig în final. Ne place să câștigăm astfel de jocuri. Însă ne interesează misiunea jocului. Vrem să o îndeplinim bine. De ce? De ce asta? De ce ne atrag aceste jocuri? Pentru că așa suntem noi oamenii. Vrem să realizăm ceva în viața noastră. Vrem să știm că înaintăm, că avansăm. Vrem să știm că avem și noi un motiv pentru care trăim și ne punem acel motiv în fața noastră și vrem să știm că ne mișcăm înspre acel motiv. Dacă, spre exemplu, am vedea că am stat pe loc, ne-am pierde tot interesul pentru viață. Ne-ar fi aproape imposibil să ne mai sculăm dimineață din paturile noastre. Ne căsătorim pentru că vrem să întemeiem o familie și vrem să avem copilași. Dom'le, vreau să am și eu familia mea. Ok, a fost frumos la mama și la tata, dar acum vreau și eu să am casa mea, familia mea, soția mea, copiii mei, să mă joc eu cu ei. Mergem la facultate pentru că vrem să ne specializăm într-un domeniu și vrem să profesăm, nu? Mergem la serviciu zilnic pentru că vrem să ne întreținem și vrem să realizăm ceva cu viața noastră. Vrem să ne cumpărăm și noi o mașină la început, o casă, un telefon nou, eu știu. Vrem să realizăm ceva în viața noastră, iar asta ne alimentează. Noi așa copilași încă de mici îi auzi des, când mă voi face mare, o să devin mecanic. Sau când o să mă fac mare, o să fiu arhitect. După aia mai trec 2 ani de zile și își dau seama că e mai cool să fii avocat, să ai o geantă din asta și îi vezi pe copii prin casă cu o geantă, eu o să mă fac avocat. De mic el spune, măi, am un țel cu viața mea, am un scop, am o misiune, vreau să devin asta. El s-a venit într-o zi la mine și mi-a spus, zice, tati, eu când mă voi face mare, voi deveni un tobarist. Și am zis, super, dă-i înainte. Asta i-a plăcut, asta-i saporul lui, că e cel mai tare. S-a uitat la Din, a zis, măi, ce bine sună cutia aia, tobarist mă fac, frate. Asta devin în viața mea. Dar dă-mi voie să spun o întrebare în dimineața asta și vreau să te gândești foarte serios la ea. Care crezi tu că este misiunea bisericii locale? Ce anume a intenționat Dumnezeu cu privire la biserica locală? Care este misiunea bisericii? Cineva spunea, cea mai mare problemă a bisericii contemporane nu este că oamenii nu vin la biserică, ci faptul că ei nu rămân. Nu-i așa? De ce să vin la o biserică unde parcă stăm pe loc, parcă nu ne îndreptăm nicăieri, parcă nu se întâmplă nimic, dacă între a sta acasă și a vedea live un serviciu de la o biserică și a merge la o biserică este egal,
pot să mă închin și de acasă, mă pot ruga și de acasă, pot asculta și o predică de acasă, super, asta vreau. N-are niciun sens să merg acolo să petrec timp cu oamenii aceia. Dacă lucrurile sunt așa, chiar așa, ce rost are să mai continui să merg la biserică? Pot să stau și acasă. Nu-i așa? Nu-i așa că ne-am gândit de multe ori la asta? Dar oare asta este tot ceea ce a intenționat Dumnezeu cu privire la biserica locală? Serios, gândește-te un pic la asta în dimineața asta. Oare asta este tot? Să ne întâlnim, să cântăm, să ne rugăm, apoi să... ce să mai facem? Să mai mâncăm o pizza din când în când la final, mai ascultăm un mesaj? Oare asta este tot ceea ce a intenționat Dumnezeu cu privire la biserica locală? Asta să fie tot? Nu e de mirare că oamenii pare că sunt plictisiți la biserică. Știți de ce? Pentru că nu reușesc să identifice misiunea bisericii. Nu reușesc să identifice acel lucru pe care Dumnezeu l-a avut pe inimă cu privire la biserica locală. Și știți ce? Asta nu este o noutate. Este un lucru scris de 2000 de ani de zile, așezat clar în Scripturi. Deci vreau în dimineața aceasta să mergem la Cuvântul lui Dumnezeu. Acolo unde sunt cuvintele apostolilor, cei care au petrecut timp cu Iisus Hristos, cei care au fost contemporani cu El și care L-au auzit pe El vorbind, și să mergem în Cuvântul lui Dumnezeu și să aflăm de acolo care este misiunea bisericii. Probabil că știți. Deci vreau să ne ducem în Matei, capitolul 28, și să citim câteva versete. Matei, capitolul 28, începând cu versetul 16 până la 20. Haideți să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem care sunt aceste cuvinte pe care Hristos le-a avut pe inimă cu privire la biserica locală. Ascultați, vă rog, citesc noua traducere. În Biserica Harvest din București noi folosim noua traducere, însă dacă aveți Dumitru Cornelescu, ne bucurăm, este o traducere foarte bună, ne place de ea, să noi am ales să folosim asta. Ascultați ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, la muntele la care le spusese Iisus să meargă. Ascultați, versetul 17. Când l-au văzut, i s-au închinat, dar unii s-au înduit. Iisus s-a apropiat de ei și le-a vorbit astfel: toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Prin urmare, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Amin. Hai să înțelegem contextul. Iisus biruise moartea, înviase din morți, după 3 zile. Asta arată că pentru noi, moartea este decât poarta de intrare în veșnicie. În veșnicie. Astfel că de la momentul în care ne punem încrederea în Dumnezeu și până când murim, care înseamnă să părăsim trupurile noastre și să mergem acolo cu Dumnezeu în slavă, este decât o călătorie temporară. Noi nu suntem dintre aceia care trăim aici și acum de parcă asta este totul. Cu alte cuvinte, să mâncăm, să bem, că mâine vom muri. Noi nu suntem dintre aceia. Noi suntem dintre cei care recunosc că viața aceasta pe pământ este o călătorie temporară. Noi nu trăim veșnic. Și când noi trăim veșnic pe acest pământ și nu ne punem încrederea în pământul acesta și ne dăm seama că atâta timp cât suntem pe pământ, avem o misiune. Hristos ne-a lăsat o misiune. Spuneți voi, care este misiunea? Spuneți voi. Să facem ucenici. Asta este misiunea lui Dumnezeu cu privire la biserica locală. Și asta credem că trebuie să facem și noi. Biserica locală este asemănată, dacă vreți, cu o bază militară. O nouă biserică, o nouă bază militară. Mai multe resurse și mai multe mijloace prin care Evanghelia poate să fie vestită în București. Nu știu de unde sunt sunetele astea, dar cred că de aici. Nu știu. Nu știm. Sperăm să dispară. Și asta este inima noastră. Haideți să vedem în Cuvântul lui Dumnezeu 5 lucruri cu privire la misiunea bisericii. Cred că ar fi bine să schimb cu asta la altă. Ok? Haideți să încercăm cu asta, poate asta merge mai bine. Sunt 5 lucruri pe care Dumnezeu mi le-a arătat în acest text și am vrea ca cu ajutorul Domnului să le identificăm și noi. Primul lucru, misiunea noastră
Atunci când te gândești că ești în misiune pentru Hristos și vrei să faci ucenici din toate neamurile, primul lucru pe care trebuie să-l știi este acesta. Misiunea noastră are un maestru. Misiunea noastră are un maestru. Vă rog să vă uitați puțin la versetul 18. O să ne uităm doar în acest text și vom vedea ce spune Dumnezeu cu privire la misiunea bisericii. Observați, vă rog. Iisus s-a apropiat de ei și le-a vorbit astfel. Poate că citim aceste cuvinte și ni se par așa, le-am citit de atâtea ori, am crescut cu ele. Poate mulți dintre noi suntem din familie de credincioși și am crescut cu aceste versete, însă pentru oamenii aceia, pentru ucenicii aceia, aceste cuvinte aveau o semnificație foarte importantă. Știți de ce? Uitați-vă, rog, gândiți-vă puțin la contextul în care se aflaseră ei. Hristos, cu care petrecuseră 3 ani jumate, murise, ei cu mânuțele lor l-au luat pe Hristos și l-au băgat într-un mormânt, l-au văzut plin de sânge și au dat seama că inima nu mai bate, nu mai pulsează și că este mort. Și l-au dus în acel mormânt și iată-l acum pe Iisus Hristos, nu doar că le vorbește de undeva de sus, de la balcon, undeva sus pe o clădire și iată, se apropie de ei și le vorbește. Cum ar fi asta pentru voi? Să mergi la înmormântare cu cineva drag ție și după aia să spunem că te plimbi într-un mall și se apropie de tine și îți vorbește. Oare care ar fi reacția ta? Pe mine m-ar șoca. Aș rămâne perplex. M-aș bloca. M-aș uita la acea persoană și aș fi atent la fiecare cuvințel pe care mi-l spune. Fiecare mimică, fiecare gest aș fi... N-aș mai vedea nimic. Știți, exact ca la aparatele acestea profesionale, când face focalizarea pe subiect și nu mai vezi nimic, totul e blur. Exact așa era pentru ucenici. Iisus Hristos înviase din morți și acum era în fața lor și le vorbea. Pentru ei, fiecare cuvințel a contat. Pentru Matei, cel care scrie cartea aceasta, fiecare cuvințel pe care Hristos l-a spus acolo a contat enorm de mult. Dacă l-ai fi ascultat pe Matei vorbind despre aceste cuvinte, cred că ar fi spus asta cu mare entuziasm. Ce anume a spus? Dați-vă, vă rog. Toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Acestea sunt primele cuvinte pe care le consemnează autorul cărții Matei. Apropo de ceea ce Hristos a spus, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Acum, în original, trebuie să înțelegem puțin că sunt doi termeni distincți pe care Dumitru Cornilescu îi traduce la fel, și anume putere. O să vedeți că sunt texte din Scriptură în care spune, iată, v-am dat puterea să călcați peste puterea. De fapt, acolo sunt doi termeni. Unul este exusia, care înseamnă autoritate, și celălalt este dunamis, care înseamnă putere. Termenul pe care îl folosește Domnul Iisus Hristos aici este exusia. El nu spune, toată puterea mi-a fost dată, ci el spune, toată autoritatea mi-a fost dată. Dar ce este așa important în asta? Care e diferența până la urmă? Este o mare diferență. Imaginați-vă că dețineți o mașină cu poate 300 de cai putere. Realitatea este că acea mașină este mai puternică decât voi, nu-i așa? Vă poate omorâ oricând. În orice clipă vă poate la viața, însă nu face. De ce? Pentru că voi aveți autoritate peste acea mașină. Voi conduceți mașina, voi decideți ce se întâmplă cu acea mașină. E bine, ceea ce spune Hristos aici înseamnă exact acest lucru. Hei, toată autoritatea mi-a fost dată mie. Unde? În cer și pe pământ. El este maestrul nostru. Atunci când vrem să facem ucenici, atunci când vrem să luăm în serios acest mandat de a face ucenici, noi trebuie să ne dăm seama că, înainte de orice, această misiune are un maestru și El este Iisus Hristos și El are toată autoritatea în cer și pe pământ. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu suntem de capul nostru. Noi nu suntem de capul nostru. Atunci când vrem să îndeplinim porunca lui Hristos, noi îl urmăm pe Iisus Hristos, mergem după El, facem ceea ce El ne cere să facem, nu ceea ce vrem noi. Misiunea noastră are un maestru. Apoi, al doilea lucru, misiunea noastră are un mandat foarte clar. Uitați-vă cum continuă textul, versetul 19. Prin urmare, sau cu alte cuvinte, ținând cont de faptul că toată autoritatea mi-a fost dată mie în cer și pe pământ, ținând cont de asta, uitați ce spune, duceți-vă și faceți ucenici. Maestrul nostru ne-a dat un mandat clar. Iisus Hristos, cel care are autoritatea, ne-a spus, hei, și ce trebuie să faceți voi? Să faceți ucenici. Este exact atunci când stai cu cineva la
Catan și îți explică care este misiunea jocului. În cuvinte foarte simple, Hristos spune, știți care este misiunea bisericii locale? Să facă ucenici. Ai știut asta? Te-ai gândit la asta? Însă, iată, poate că te întrebi, băi, mă uit în viața mea și dau seama că am cam falimentat la afacerea de ucenici. Ar fi bine să te întreb în dimineața asta, de ce ai falimentat? Textul spune de ce. Uitați. Duceți-vă și faceți ucenici. Facerea de ucenici, acest verb, este subordonat de un alt verb. Care? Spuneți voi. Duceți-vă sau mergeți. Cu alte cuvinte, condiția nenegociabilă pentru a face ucenici este asta. Să te ridici și să te duci. Cu alte cuvinte, dacă am fi să traducem verbul, ar fi ducându-vă. Ducându-vă în viața voastră de zi cu zi, faceți ucenici. Ce e un ucenic? Este o persoană care îl urmează pe Hristos. Asta este cea mai simplă definiție pe care o poți da. O persoană care îl urmează pe Hristos în viața lui de zi cu zi este o persoană care este un ucenic al lui Hristos. Și asta ne cheamă Dumnezeu să facem, să îndeplinim asta. Poate că te întrebi, frate, dar nu știu unde să mă duc. Mă uit la ucenici și văd că s-au dus în toată lumea. N-am nicio șansă să fac asta eu. Eu nu pot să fac asta. Nu am cum să fac asta. Iată ce le spune Hristos în fapte. Voi însă veți primi putere atunci când va veni Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim. Ei erau din Ierusalim și le zice, măi, știți unde trebuie să începeți voi? În Ierusalim. Duceți-vă acolo, acolo unde v-a așezat Dumnezeu. Fiți acolo martori ai învierii mele și faceți ucenici acolo unde v-a așezat Dumnezeu și apoi până la marginile pământului. Poate că nu vei fi unul dintre aceia care vei ajunge cu Evanghelia până la marginile pământului, însă Dumnezeu te cheamă să mergi cu Evanghelia acolo unde te-a așezat Dumnezeu. De aceea cred că, în primul rând, pe noi, Biserica Harvest București, Dumnezeu ne-a înviat ca să fim în misiune pentru Hristos aici, înainte de toate, în orașul București. La oamenii aceștia care ne înconjoară. Și poate că vei zice, frate, fii mai practică, nu înțeleg. Ce zici de familia ta? Este soția ta o persoană care nu cunoaște pe Domnul? Acolo trebuie să investești. Ce zici de familia extinsă? Ai în familia extinsă persoane care nu-L cunosc pe Dumnezeu? Mergi și spune-i despre Hristos. Trăiește Evanghelia. Fii o mărturie pentru ei. Ce zici de colegi de la școală? Știți? Chiar vorbeam cu cineva de la noi și spuneam, măi, ce ușor este să mergi să spui Evanghelia la Brăila. Nu te cunoaște nimeni, pui mâna pe vreo 5-6 pliante și începi să spui despre Hristos. Am făcut asta, este foarte simplu. Ce ziceți de colegii de la școală? Avem curaj să facem asta? E mai greu, nu? Oriunde ai ocazia. Sau poate chiar te cheamă Dumnezeu să fii un misionar în Malawi. Nu știu. Frate, știi ceva? Nu pot să fac asta. Nu merge. Nu mă ascultă oamenii aceștia. Efectiv, nu mă ascultă. Acum 3 ani de zile m-am așezat pe un cântar și aveam 115 kg. Mulți care au venit astăzi au rămas șocat. Nu m-am mai văzut de mult. Și știți ce? Au fost persoane care erau unii chiar doctori, mai plinuți așa, vă dați seama, doctorii știu foarte bine care e treaba cu alimentația și cu organismul. Și mă întrebau pe mine, ce ai făcut? Dă-mi niște sfaturi. Și-a luat un pix și o foaie. Auzi, hai spune-mi ce ai făcut, că vreau și eu să slăbesc ca tine. Asta se întâmplă. Când Iisus Hristos îți schimbă viața din interior spre exterior și ai o viață trăită cu Dumnezeu, nu poate să rămână neobservat asta. Neapărat oamenii te vor întreba, măi, ce-i cu tine? Ești schimbat? Ești altfel? Mi-e mai drag de tine! Mi-era așa, mă, cam enervai, dar acum, nu știu, ești altfel. Radiez. E altceva, nu știu, e altceva. Spune mai multe. Dacă-L urmezi pe Hristos, vei împlini acest mandat. Pentru că asta le spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor. Primii ucenici, mergeți după mine și ce se va întâmpla? Ce vă voi face? Pescar de oameni. Cei care merg după Iisus Hristos, Dumnezeu ia pe acei oameni și face pescar de oameni. Oamenii se vor
alinia, să vină după tine, să-ți pună întrebări. Avem un mandat. Misiunea noastră are un maestru, are un mandat și, în al treilea rând, misiunea noastră are o măsură. Ok, până când? A cui ne adresăm? Iată cum continuă textul. Din toate neamurile. Fără limită, dacă vreți. Mergem la toți oamenii. Nu contează ce națiune sunt, ce limbă vorbesc acești oameni, le spunem Evanghelia lui Iisus Hristos. Și nu e așa că poate avem afinitățile noastre, parcă ne place mai mult cu românii, parcă ne... Mai, dar ce atâția oameni musulmani la noi aici în București? Mergem pe acolo prin Colentina, Teu, Doamne, ce așa mulți pe aici chinezi, nu? Nu ne place să plece la ei acasă. Pentru Biserica lui Hristos și credincioșii, cei care îl iubesc pe Dumnezeu, asta reprezintă o oportunitate. Din toate neamurile, indiferent ce culoare poartă, ce nume, ce fel vorbește, poți să-i spui Evanghelia. Am fost în America, am slujit acolo pentru 3 luni și jumătate, într-o biserică multietnică. Erau acolo tot felul de oameni americani nativi, afroamericani, chinezi, indieni, coreeni, mexicani, polonezi, români și multe alte naționalități. Știți cât de special era să vezi pe oamenii aceștia cum slujesc împreună, cum se închină lui Dumnezeu împreună. Era ceva, simțeai că ești în cer. Pentru că nu e așa, în cer vom fi toate naționalitățile. Așa că, frate drag, nu disprețui pe nimeni, nicio naționalitate. Chiar dacă ți este greu, chiar dacă unii îți sunt antipatici, dacă ești copilul lui Dumnezeu, și ei sunt oameni care pot să devină ucenici ai lui Iisus Hristos. Biserica nu ar trebui să fie deloc un loc în care conservăm cultura noastră, obiceiurile noastre. Stai, frate, că la noi, când avem părtășie, doar sarmale se mănâncă. Că na, așa, noi ținem la obiceiurile noastre. Nu. Poate grecul, mănâncă orice. Nu ține la obiceiurile tale, la modul în care te îmbraci, la lucrurile acestea, pentru că în împărăția lui Dumnezeu se pleacă orice genunchi, orice om, orice ființă. Amin? Fraților, misiunea noastră are un maestru. Misiunea noastră are un mandat și are o măsură. Iar în al patrulea rând, misiunea noastră are o metodă. Cum să facem ucenici? Asta este întrebarea. Gata, frate, m-ai convins. Cuvântul lui Dumnezeu m-a convins în dimineața aceasta. Cum să o fac? Care e metoda? În numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Cu alte cuvinte, dacă citești asta, ai zice, vai de mine câte lucruri sunt aici, sunt doar 2 lucruri. Să-i botezi pe oameni în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, iar asta este o reprezentație a modului în care Sfânta Treime este implicată în transformarea omului, Dumnezeu Tatăl, care se uită la noi cu mânie, pentru că suntem păcătoși, păi Duhul Sfânt care vine și ne cercetează și ne convinge că suntem păcătoși, și apoi ne ia privirea și ne zice, uită-te la Hristos. Uită-te la Iisus Hristos și asta ne produce credință. Un astfel de om trebuie botezat. Trebuie să depună mărturie înaintea celorlalți că Dumnezeu i-a transformat viața. Și noi asta facem. Nu o facem cu copii mici, care abia s-au născut. Da, îi luăm, îi aducem în față, ne rugăm pentru ei și îi dedicăm Domnului cu rugăciunile noastre, însă credem că botezul este o mărturie a unui cuget curat, o schimbare pe care Dumnezeu a făcut-o în viața noastră, în care noi am spus, Doamne, și mie mi-ai schimbat viața. Și aș vrea ca toți frații mei să cunoască asta. Și aș vrea să mărturisesc asta. Mă rog pentru asta. Să fie aici un loc unde să vedem cât mai multe vieți care depun mărturie în apa botezului, că Dumnezeu le-a schimbat, le-a transformat viața. Amin? Asta facem, îi botezăm. Le spunem Evanghelia, Sfânta Treime este implicată acolo, se convingă și să mântuie, să salveze, apoi noi îi aducem în față, îi botezăm și al doilea lucru pe care îl facem este să îi lăsăm în pace, nu? Mergi cu Domnul, frate. Am făcut cateheză cu tine 2 luni, mergi cu Domnul. O să fie bine, e frumos cu Dumnezeu. Asta spune textul? Ce spune textul? Uitați-vă! Și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Iei pe oamenii aceștia și înveți. Adică ce faci? Le bagi multă cunoștință? Le bagi într-un program de doctorat în care trebuie să învețe cuvântul lui Dumnezeu? Nu. Nu. Îi înveți cu scopul ca să păzească. Îi înveți cu scopul de a trăi ceea ce învață acești oameni. Spunea cineva că
cunoștința cuvântului Dumnezeu fără aplicarea ei conduce înspre înșelarea de sine. Dacă ești mai pasionat de a cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și te afli aici în dimineața asta, cred că cuvântul este foarte clar. Scopul este să trăiești ceea ce cunoști. Învățăm pe ceilalți cu scopul de a trăi, de a-i ajuta să trăiască. Ce anume să-i învățăm, frate? Uitați ce spune Domnul Iisus Hristos. Să-L iubiți pe Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeul vostru, cu toată inima voastră, cu tot sufletul vostru și cu toată mintea voastră. Aceasta este cea de întâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Toată legea și profeții depind de aceste două porunci. Asta trebuie să înveți pe oameni. Ia-i pe oamenii aceștia și învață-i cum să-L iubească pe Dumnezeu cu toată ființa lor, așa cum tu îl iubești pe Iisus Hristos. Și apoi, învață-i cum să iubească pe ceilalți. Pentru că doar atunci când ne vom iubi unii pe alții, cei de afară vor cunoaște că suntem copiii lui Dumnezeu. Dacă nu ne vom iubi, suntem niște mincinoși. Astea sunt cele două lucruri esențiale cu care trebuie să începem și în care trebuie să investim foarte, foarte mult. Știi ce? Și tu poți să faci asta. Stai, măi, frate, că eu n-am fost la seminar, n-am făcut un colegiu biblic, n-am făcut o pregătire. Ești credincios? Ești copilul lui Dumnezeu? Și tu poți face asta cu colegii de la școală, cu colegii de la facultate, cu colegii de muncă. Poți să faci asta. Poți să le arăți dragostea ta mare pentru Dumnezeu și să îi încurajezi să-L iubească pe Dumnezeu și apoi să-i ajut să se iubească unii pentru pe alții. Și vor vedea că tu poți să faci asta și ei nu pot. Că ție-ți iese și lor nu le iese. Și atunci știi ce poți să faci? Să vii lângă ei și le spui, știi ce, frate? Ceea ce fac eu, nu fac eu prin puterea mea. Și este Hristos care mi-a schimbat viața, Duhul Sfânt care îmi dă putere să fac asta. Mai vrea să-L cunoști pe Iisus Hristos? Hai să spun despre El ce minunat e. Hai să spun despre Evanghelia Lui. Și asta îi transformă și lui viața și își dă seama că nu poate fără Hristos. Este extraordinar. Și tu poți face asta. Dumnezeu te va călăuzi, El te va învăța. Nu-ți fie frică. Nu-ți fie frică să spui, habar n-am, nu știu. Nu știu, frate, nu e nicio problemă. Cineva îți va arăta. Misiunea noastră are un maestru, are un mandat, are o măsură, are o metodă. Și ultimul lucru care parcă mie îmi place cel mai mult, știți care este? Că ea are un mijloc. Vă rog să vă uitați în versetul 20. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Wow, ce promisiune faină! Mijlocul prin care împlinim acest mandat nu este puterea mea, puterea lui Alin, puterea noastră de grup. Nu, mijlocul este prezența lui Dumnezeu care este cu noi și ne însoțește și merge înaintea noastră. Două întrebări esențiale pe care ar trebui să ți le ridici aici. Care este contextul în care Iisus Hristos promite prezența Lui? Frate, ne rugăm așa de vreo 2 ani de zile să primim prezența Lui Dumnezeu cu noi, să simțim așa minunile Lui Dumnezeu printre noi și abia așteptăm și nu facem nimic, așteptăm să se întâmple asta. Când se va întâmpla asta? Spuneți voi, când se va întâmpla asta? Când va veni prezența Lui Dumnezeu? Spuneți voi. Este acolo un text. Când vom lua în serios mandatul acesta de a face ucenici. Cu alte cuvinte, faceți toate astea pe care vi le-am spus și iată, eu sunt cu voi. Eu merg cu voi. Eu vă însoțesc cu prezența mea. Dumnezeu întărea mărturia apostolilor cu semne și minuni. Dumnezeu era implicat, mergea înaintea lor. Mâna Lui era peste ei. Asta este ceea ce biserica noastră, Harvest București, a înțeles și vrem să facem. Vrem să luăm în serios acest mandat de a face ucenici. Și vrem să ne implicăm cu toată inima noastră, pentru că știm că făcând asta, Îl vom glorifica pe Dumnezeu. Și Dumnezeu va veni cu prezența Lui în mijlocul nostru. Până când? A doua întrebare. Cât timp? Cât timp facem asta? Un an? Doi? Trei? Zece? Când știm că este gata? S-a terminat mandatul? Iată. Până la sfârșitul veacului. Până atunci. Nu se schimbă nimic. Este aceeași misiune scrisă acum 2000 de ani și continuă să fie misiunea care animează bisericile locale. Bisericile locale care au luat în serios acest mandat de a face ucenici.
sunt biserici în care Dumnezeu este glorificat. Pentru că asta este scopul oricărui biserici locale. Glorificarea lui Dumnezeu prin împlinirea marii trimiteri care constă în facerea de ucenici. Asta trebuie să facem noi. Frate, știi ceva? Ok, am înțeles că asta este ceea ce trebuie să facă biserica locală. Dacă mă gândesc la mine personal, îmi dau seama că eu nu fac asta chiar atât de bine. Cum aș putea să încep? Vreau și eu să fac asta. Vreau și eu, ca membru la biserica Harvest din București, să încep să fac asta. Vreau să fac și eu ucenici. N-am făcut asta parcă niciodată. Habar n-am ce este aia. Iată patru lucruri practice. Patru aplicații practice pe care le poți face. Unu, uită-te în jur. Serios, uită-te în jur. Asta este prima aplicație practică. Vezi cine te urmează. Cine merge după tine? Vă aduceți aminte de acea scenă în care Ioan Botezătorul era cu ucenicii lui și îl vede pe Iisus Hristos că vine, trecea prin fața lor și se uită Ioan Botezătorul la el și le zice: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și cei doi erau ucenicii lui Ioan Botezătorul, dar se pare că îl lasă pe Ioan Botezătorul acolo și încep să se țină după Iisus Hristos și merg după el. Păi Hristos își dă seama că cineva mă urmărește. Se întoarce și ce vreți? Și ce spune ei? Unde stai? Vrem să petrecem timp cu tine? Asta trebuie să faci. Uită-te în jur. Uită-te în urma ta. Cine vine după tine? Cine spune întrebări atunci când trebuie să ia decizii importante? Cine te sună târziu noaptea? Frate, sunt într-o cumpănă. Habar n-am ce să fac. Spune-mi ce să fac. Ei sunt oamenii pe care tu trebuie să-i ucenicizezi. Nu aștepta așa să vină cineva la tine: ești un învățător extraordinar și mă plec în fața ta, nu vrei să mă înveți și pe mine cum să-L urmez pe Hristos? Nu aștepta asta. Uită-te în urmă, vezi oportunitățile pe care Dumnezeu ți le dă, explorează-le la maxim și fă ucenici. Apoi, a doua aplicație practică, și asta e ceva ce noi am învățat în ultima perioadă și continuăm să învățăm, ascultați bine, fii vulnerabil. Deschideți inima. Împărtășește-ți falimentele. Atunci când îl aduci pe X care vrea să învețe de la tine, nu-l ține doar în living. A văzut atâtea living-uri, toate sunt curate și frumoase. Dă-l acolo unde e mizerie. Arată-i ce faci tu cu mizeria. Unde o duci? Unde-i gunoiul? Cum rezolvi conflictele între tine și soția ta? Fă-te vulnerabil. Spunea cineva că vulnerabilitatea este moneda de schimb pentru părtășie. Vrei să ai părtășie cu cineva? Lasă-ți aura, lasă-ți orice perspectivă înaltă despre tine, smerește-te și spune: mai știi ce? Am și eu luptele mele. Uite, mă confrunt cu asta. Știți cum se vor deschide acești oameni față de dumneavoastră? Într-un mod fantastic. Am avut o sumedenie de oameni după ce Dumnezeu ne-a învățat acest principiu din grupul nostru, care au venit și mi-au spus: frate, funcționează! Tu știi cât de bine funcționează? Am împărtășit cu un tip, nu îl știam foarte bine, de-aia am spus așa ceva din viața mea. Mai nu i-aș fi spus în mod normal, că nu era de zis. Bă, dar am avut curaj să-i zic, mă, și m-am făcut vulnerabil. Mamă, și a început să-mi spună din viața lui încercări și am putut să mă rog pentru el. Fii vulnerabil. Uită-te cine vine după tine și nu te purta de parcă ai fi Iisus Hristos, pentru că noi nu facem ucenici ai noștri. Noi facem ucenici ai lui Iisus Hristos. Amin? Și apoi fă-te vulnerabil. Spune-i de unde te-a scos Dumnezeu. Spune-i provocările din viața ta. 3. Fă-ți un plan. Ok. Ai omul care vine după tine. Te-ai făcut vulnerabil. Este părtășie între voi. Nu lăsa așa lucrurile, că nu o să întâmple mare lucru, mai ales în București. Fă-ți un plan. Identifică care sunt problemele lui și fă-ți o strategie. Cum să-l ajuți pe acest om să iasă din acele probleme? Poate că vei găsi un studiu biblic pe acea problemă și îl vei parcurge cu el. Este super. Poate o carte din Scriptură. Super. Extraordinar. Învață-l să studieze Scriptura. Fă asta. Mai ales aici, în București, mi-am dat seama că dacă nu suntem intenționați în a face ucenicie, nu se va întâmpla asta. Iar 4, ultimul lucru, întâlnește-te regulat. Dacă te întâlnești așa odată la 3 luni de zile și după aia vii și spui: frate, eu fac ucenici, am vreo 100.
Nu știu, Hristos a avut 12, nu știu cum reușești tu cu 100. Poate 1, maxim 2, cam asta e tot ce putem face noi. Întâlnește-te regulat cu ei. Fii intenționat, petrece timp cu ei. Asigură-te că știi ceea ce se întâmplă în viața lor. Domnul să ne ajute la asta. Fraților, vreți ca Iisus Hristos și lumina lui Hristos să ajungă în orașul București? Amin? Și acolo unde sunteți fiecare dintre voi, trebuie să facem ucenici. Asta este metoda. Nu este alta. Trebuie să ne ducem, nu să așteptăm. Trebuie să ieșim, nu să ne închidem. Amin? Ați auzit de ideea de oikos? Oikos sunt acei oameni cu care ne interacționăm noi în fiecare zi. Familia noastră, prietenii noștri, cei de la școală, femeia de la supermarket. Ea este oikosul tău. Aceia sunt oamenii cu care trebuie să începi. Cu care trebuie să începem. Amin? Haideți să ne plecăm capetele în dimineața aceasta și aș vrea să ne luăm un timp în care să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze și să luăm o decizie. Doamne, am înțeles. Este în cuvântul Tău. Vreau și eu să împlinesc acest mandat, această misiune. N-am făcut-o până acum, iartă-mă. Dacă este ceea ce reprezintă viața ta, cere-ți iertare din partea lui Dumnezeu și cere-i milă și ia o decizie în dimineața aceasta să faci ucenici, acolo unde te-a așezat Dumnezeu. Atât cât Dumnezeu îți va da harul, după măsura credinței tale. Dar fă asta. Hai să stăm înaintea Domnului și să lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să ne convingă că nu putem să câștigăm Bucureștiul pentru Hristos cu evenimente, cu programe, ci doar cu relații caracterizate de dragoste, de iubire, de pace.